Elevii de la școlile din Drobeta, Turnul Severin și din localitățile din împrejurimi s-au pregătit săptămâni întregi pentru concursurile Prietenii Pompierilor și Cu Viața Mea Apăr Viața. Au studiat probele cu profesorii de educație fizică și au exersat de sute de ori fiecare etapă ca să fie cât mai sigur că rezultatul obținut la final îi reprezintă. Am lucrat la școală, am ales numerele, ne-a spus regulamentul și am făcut un exemplu cum să facem. Ce fel de probe vor fi? Vor fi o probă de îndemânare și una ștafetă și va fi și Viața Mea Apăr Viața. Ce fel de probe sunt? Păi sunt foarte multe obstacole, unele foarte dureroase și la unele sunt chiar de alergat foarte mult. Speri să reușești? Da, cu siguranță, nu o să sper, știu că o să reușesc. Cam cât te-ai pregătit? Păi cam 2-3 săptămâni. Ne-am pregătit la școală foarte mult și ne-a ajutat profesorii. Ce o să faci în cadrul concursului? Păi o să dau proba de ștafetă, în care trebuie să dăm o sticlă unui anumit și celuilalt și Viața Mea Mi-a Apăr Viața. Ei trebuie să fie buni sportivi, pentru că aceste ateliere ale celor două ștafete îți pun calitățile motrice la încercare și sunt copii din clasa a 5-a până în clasa a 8-a, punând accent, bineînțeles, pe viitoarea generație, cei de clasa a 5-a și a 6-a. Au muncit mult? Au muncit, în primul rând s-au pregătit la orele de educație fizică și dacă se vin în permanență la orele de educație fizică, eu zic că pregătirea este suficientă pentru a face față la acest concurs. Probele băieților au fost ceva mai dificile, dar și ei s-au pregătit suficient. Au muncit din greu pentru competiția aceasta. La școală? Da. Ce probe desfășoară băieții? Trebuie să care o targă cu un coleg de al nostru și să nu pice jos, să îl rănească. Ți se pare greu? Nu. Ți se pare că o să faci față probelor? Desigur. La ce loc mizați? Locul întâi. Fiecare concurs este format dintr-o probă teoretică și două probe practice. La acest concurs s-au prezentat astăzi 60 de elevi de la 5 școli din municipiul Drobeta, Turnul Severin și localitățile arondate. De altfel, în fiecare zi a acestei săptămâni am organizat astfel de concursuri în fiecare oraș din județul nostru. Până în prezent au participat peste 450 de elevi de la școlile din județul nostru. Scopul acestor concursuri este de a forma în rândul elevilor spiritul de solidaritate, de implicare activă în acțiunile de prevenire și intervenție în situații de urgență. La finalul probelor concursului Prietenii Pompierilor, la fel, câștigătoarea a fost desemnată echipa școlii Alice Voinescu, iar la băieți, elevii de la școala din Izvorul Bârzii. Competiția de protecție civilă Cu Viața Mea Apăr Viața a fost câștigată de echipa Colegiului Economic Teodor Costescu.